Recuperas un plantonamiento. Sí, cierto, un gran plantonament, pentru că, cum am spus, este o perioadă mai dificilă, însă sunt benefice și sper să fim sănătoși și să ne antrenăm mai bine. Diferit un pic, cald aici, a plecat la timp din București. Da, într-adevăr, când a început să ningă, noi am plecat. Da, vremea este ok și ne bucurăm că avem condiții bune, terenul mie îmi place și asta e cel mai important, că avem condiții. Sunt puține trei. Nu cred că sunt puține, pentru că avem doar 10 zile aici și trebuie să pregătim și să ne pregătim și fizic, dar important e că să trăim meciuri bune. Urmează cea mai intensă perioadă pentru Dinamo de când ești la club? Da, într-adevăr, este un moment mai dificil, pentru că nu suntem acolo unde ne dorim cu toții în play-off, dar ne așteaptă 4 meciuri foarte grele și sunt convins cu o pregătire bună, la final vom fi acolo. Impresiunea mai mare acum decât anul trecut, așa cum se situație oarecum... Da, într-adevăr, dar acum, față de anul trecut, stăm la mâna noastră, să spun așa, pentru că anul trecut știm cu toții că am avut și puțină șansă, dar acum avem și meciul direct cu Astra și suntem la egalitate acolo de puncte cu celelalte echipe și, deci, cum am spus, suntem la mână. Cu cine credeți că vă bateți? Cine e cel mai tare adversar? Toate sunt echipe bune, însă noi avem drumul nostru și, cum am spus, cu pregătire bună, îmi dorim să luăm meci cu meci și noi să ne facem treaba și să câștigăm. Sunteți un pic mai tare decât când ați semnat campionatul? Decembrie? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că au venit 3 jucători care cred că se impună, adică noi, pentru că Nistor a mai spus, este de acasă, este un jucător foarte bun și sunt convins că ne va ajuta. Plus, cei reveniți, nu? Da, normal. Sunt cei care au revenit, care au jucat unde au fost și asta este foarte important că au un meci. Unul pe postul tău, Olteanu. Da, într-adevăr. Bine, el poate și mijloca stânga, eu pot și mijloca central, deci important este să fim sănătoși, să ne pregătim cât mai bine și Mister va decide. N-a fost perioada asta de pregătire în care să nu se vorbească despre plecarea ta. Da. Acum e o ofertă de la Hagi Split. Nu prea vreau să vorbesc de acest subiect, pentru că nu știu foarte multe. Într-adevăr, am avut și discuții, sunt discuții, dar eu vreau să fiu concentrat la antrenamente, să mă pregătesc cât mai bine și, bineînțeles, dacă va fi ceva oficial, atât eu cât și clubul, clar o să luăm în capul. Dar ar fi în față înainte, pentru că nu-ți doresc mai mult, este un antrenament puternic? Și vorbim de Hajduk Split și eu cred că campionatul Croației este unul foarte puternic, este o echipă de tradiție, dar nu știu, o vom vedea. Naționala? E o rană deschisă, așa? Nu cred că este jucător care nu se gândește la națională, dar cu o pregătire bună, cu victorie, să spun așa, pentru că avem nevoie să fim acolo sus, că altfel e greu să mergem la națională pe locul 7-8. Îmi doresc să joc, să fiu sănătos și sunt convins că dacă voi avea evoluții bune, voi fi chemat. Unde te simți mai bine? Am avut câteva meciuri în care toată lumea a vorbit frumos despre cine am jucat. Da, mă bucur că pot să joc pe mai multe posturi, asta este bine pentru mine. Important e că mi-am făcut treaba, să spun așa, la mijloca central, însă postul meu este fundat stânga și de acolo mă simt cel mai bine. Care a fost cel mai dificil la adversar în cariera? Chiar dacă a fost meci amical, cel cu Spania, de la echipa națională. Bine, îl compar puțin cu cel cu Elveția, pentru că de la Euro, pentru că acolo am avut mari emoții la început și într-adevăr a fost un adversar dificil. Dacă te uiți un pic în spate, sezonul ăsta a fost și cel mai complicat pentru tine decât deja din anul, nu? Da, într-adevăr, pentru că au fost și, în primul rând, noi, n-am fost unde ne dorim și am fost separați de toții, e normal și fanii să reacționeze, să spun așa, un pic, pentru că aici este Dinamo și nu este normal ca Dinamo să fie pe locul 7 sau alte locuri. Dinamo trebuie să bată an de an la titlu sau la cupe,
într-adevăr, a fost mai dificil, dar a trecut peste și asta este cel mai important. În vara discuțiile astea, în curând la pregătire, vorbeați despre tipul. Și tu și colegii tăi, ce s-a întâmplat? De ce s-a ajuns la... Într-adevăr, am fost discuții pentru că credeam că Andreea un loc onorabil, am câștigat un trofeu și a fost încrezător, însă din punctul meu de vedere nu este nimic pierdut, că avem 4 finale de intrăm în greu și acolo orice este posibil. Au fost și ceva schimbări de jucători și e normal să spun așa, pentru că dacă nu legi de relații de joc și nu ai un club de 7-8 jucători de bază și să te bază să joci în aceeași formulă, este greu. Acum ești optimist? Da, eu am spus, avem 4 finale, doresc să... Să începem cu primul meci cu o victorie, un meci foarte greu, dar sunt foarte fericit și sunt convins că vom fi în play-off. Care crezi că adversar să fie un santer de banii dintre adversarul vostru? Nu, nu mă interesează. Sunteți atenți și la ce fac? Trebuie să fim atenți la noi, doar la noi, pentru că noi, cum am spus, depinde doar de ce facem noi, suntem la mâna noastră. Din punctul meu de vedere ne-am întărit și asta contează cel mai mult, că noi suntem bine. Vorba despre Lisa, că e de aici, pe Instagram, să spune. Cum v-ați primit? Cum a fost cu revederea ta? Mă bucur că s-a întors. Este un jucător de care aveam nevoie, un jucător foarte bun. Nu mai avea nevoie de să se integreze, să spun așa, pentru că, mă repet, este de altfel. Te-ai felicitat un pic vreodată că nu ai dat cursul fără de la Caramă? Am văzut ce probleme așa s-a făcut. Eu am un prieten cu majoritatea jucătorilor români de care au fost la Carabou și, într-adevăr, au fost probleme, dar nu știu care era drumul. Poate aș fi fost acolo și plecam la altă echipă sau nu știu, dar eu mă bucur că am rămas aici și le-am jucat. Te-ai vedea pe Tănase și Domana asta? Nu vreau să vorbesc, nu mă interesează. Poate și Tălisiu nu vă vor întâlni în plăbă. Patronul la fiecare intervenție spune fără Dinamo în plăbă. Da, este normal, pentru că timp cu toții ce înseamnă un meci Steaua Dinamo și nu se știe dinainte câștigătoarea. Și de aceea știu că forța noastră și împreună cu fanii îi putem învinge. M-am pus optimista în fiecare chiar în meciul direct. Doamne, doresc să câștigăm. Dar până la meciul, cum am spus, avem un meci foarte greu cu Craiova. Două meciuri cu Craiova, chiar. Da. În cupă? Mie, sincer, îmi plac meciurile astea tari, pentru că acolo îți arăți valoare. Vă ameniți un pic, că să vedeți acolo presiunea publicului și... Da, este rivalitatea astea de ani și este normal, însă... Eu, cum am spus, chiar mă bucur că avem o incitare, pentru că ne putem, dacă îi scoatem clar, ne va fi mai ușor. Toate locurile de a fost cu Sfântul. Da, pentru că este rivalitatea asta și este normal. Ai prieteni acolo? Am și am avut. Ați discutat un pic? Ce? Ați discutat un pic așa? V-ați început un pic? Nu, n-am apucat să discutăm, pentru că după aceea am început pregătirea și n-am avut legații în antrenamentul, dar... Important e să se invite. V-ar ajuta să primiți evoluția de la ei? Este un jucător de echipa națională, este un jucător foarte bun, în punct de vedere și... Dar nu știu dacă nu e fi suspendat în meciul cu mine, nu știu. Dar la Steaua, la Lega? Nu. Așa te-am întrebat așa, pe prieten, cum se fac cu tine? Să nu se lege. Mai bine, pare. Mai bine, pare.